Un milion de doze de vaccin antigripal vor fi utilizate în acest an în cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripală inițiată de Ministerul Sănătății. Livrarea vaccinului se va face de furnizor către direcțiile de sănătate publică începând cu 15 septembrie. Campania de vaccinare gratuită are ca obiectiv prevenirea și reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon. Aceasta se va derula prin cabinetele medicilor de familie și unităților sanitare cu paturi. Beneficiarii vor fi persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, respectiv personalul medical, persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical și gravide. Specialiștii în domeniul sănătății recomandă odată cu sosirea anotimpului rece respectarea cu strictețe a regulilor de igienă personală, respectiv spălarea cu apă și săpun a mâinilor și folosirea batistelor pentru strănuți sau tuse, care sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii și în special prin gripă.